des, pentru ca Institutul să-și împlinească venirea în spațiul istoriografiei românești și internaționale contemporan și să devină ceea ce plănuia domnul director Ciucean încă din anul înființării Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului 1993 și anume un proiect realizat. Privind în urmă la cele două decenii de existență a Institutului, observăm că acesta s-a impus în realizări remarcabile, oferind în prezent o imagine clară asupra totalitarismului în România, reprezentând pentru toți cei interesați un sprijin pentru cunoașterea istoriei noastre contemporane, care a suferit efectele devastatoare ale utopiei totalitare. Viitorul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului apare încă mai bine structurat acum când arhivele și documentele sunt cunoscute, iar specialiștii și colaboratorii Institutului dispun de acea perspectivă istorică de distanțare în timp, care le poate permite abordarea obiectivă și imparțială a fenomenului totalitar în România și în lume. Atunci când timpul ne-a permis acest lucru, am luat parte cu plăcere la conferințele și simpozioanele organizate de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, manifestări culturale care m-au impresionat inclusiv prin revelarea unor situații și momente tragice ale istoriei recente. Un exemplu în acest sens fiind conferința internațională din octombrie 2006 dedicată masacrului de la Katyn, atunci când elita militară a Poloniei a fost lichidată din ordinul lui Stalin. Acest tip de conferințe internaționale evidențiază unul din rolurile asumate de Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, acela de reconstituire a istoriei comune a țărilor în care ideologia comunistă s-a constituit într-o neamă a răului. Îmi amintesc de asemenea de simpozionul din mai 2007, Regimul Comunist, între realitățile trecutului și dezbaterea contemporană, prilejul care am arătat faptul că recuperarea istoriei epocii totalitare reprezintă și una dintre ocupările Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, ca de altfel a întregii biserici catolice din România. Reiterez acum ceea ce am afirmat atunci și anume faptul că istoria bisericii reprezintă o valoare a patrimoniului cultural universal și un capitol important al civilizației europene și universale, iar noi nu putem fi indiferenți la modul în care aceasta este pusă la dispoziția opiniei publice și a posterității. Ne bucură să constatăm că urmarea demersului nostru de atunci, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului adresează în mod constant invitații specialiștilor din acest domeniu, care lucrează în structurile specializate ale Bisericii Catolice, precum pentru ca în comuniune de competențe cu cei ai Bisericii Ortodoxe și cu specialiștii Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului și ai altor centre de cercetare academice, să poată realiza reconstituirea istoriei celor două biserici din România în perioada regimului comunist ateu. Exemplific în acest sens, reușita colaborare a reprezentanților bisericii la realizarea primelor două volume ale enciclopediei regimului comunist din România. Am răsfoit în cele două decenii de existență a Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului prestigioasa publicație a acestui an, Arhivele Totalitarismului, precum și unele dintre volumele de referință apărute sub egida Institutului, fiind impresionați de modul în care aceste publicații academice participă la reconstituirea istoriei reale a perioadei totalitare în România și în țările vecine foste comuniste și de modul în care este reflectată imaginea bisericii, participarea acesteia la rezistența anticomunistă prin credință și reliefarea figurilor martirilor bisericii. Suntem convinși de faptul că programele de cercetare științifică ale Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului vor reprezenta o continuare la același nivel calitativ a celor de până acum, reprezentând totodată un sprijin pentru noile generații de cercetători
spectatori, dar și pentru publicul larg. Cunoașterea adevărului cu privire la răul reprezentat de fenomenul totalitarism nu trebuie să fie doar apanajul specialiștilor, ci al nostru, al tuturor, astfel încât aceste tragedii să nu se mai repete niciodată. În încheiere doresc să manifest încă o dată aprecierea pentru tenacitatea și perseverența specialiștilor Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, colaborați cu profesionalism de domnii profesori Radu Ciuceanu și Octavian Rosete. Calitatea cercetării a produs astfel la succesul de care se simte Institutul, care în haosul primilor ani post-decembriști a reușit să instaureze rigoarea cercetării științifice sinei la studio. Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului continuă să lărgească perspectiva privind dimensiunile reale ale drogului, care le-a dominat în o jumătate de secol. Doresc succes lucrărilor conferinței internaționale care se desfășoară în aceste zile sub patronajul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. Vă mulțumesc pentru atenție.